Salutare și bun venit în pisieria! În clipul de astăzi vă voi arăta cum puteți bloca toate reclamele în browser pe Android cu ajutorul unui DNS privat sau Private DNS. Pentru cei care se întreabă, Private DNS este o funcție introdusă începând cu Android 9, care ne permite să trimitem toate cererile DNS către un server să IP setată de noi. În cazul de față, vom folosi serverul DNS al celor de la AdGuard. Ce face special acest server DNS este abilitatea de a bloca cererile DNS pentru reclame în toate browserle. În locul reclamelor vor fi afișate spații goale. Din păcate, acest truc nu funcționează și în aplica dar dacă vreți putem face un tutorial separat pe tema asta. Acum să revenim la procedura de a unui DNS privat. Ce trebuie voi să știți este că nu toate versiunile de Android au această setare și că nu toate versiunile de Android este în același loc. Eu am un ROM bazat pe Androidul stock și setarea la mine este în Settings, Network and Internet, Private DNS. Cel mai bine este însă să faceți o căutare în setări dacă nu găsiți din prima această funcție. Verificați de asemenea dacă telefonul vostru suportă Private DNS, sunt unele modele pe care funcția este dezactivată. Voi merge și eu acum în Settings, Network and Internet, Private DNS. Aici, după cum vedeți, la mine este setat pe automatic. În acest moment, telefonul meu folosește serverle de DNS primite de la router, adică cele de la Digi. Pentru a schimba DNS-ul, trebuie să dați tap pe Private DNS Provider Hostname, apoi va trebui să scrieți aici dns.adwar.com, cum e deja scris la mine. După ce ați făcut această setare, e bine să reporniți toate browserele pentru a se aplica noul server DNS privat. Din acest moment, toate reclamele din browser vor fi blocate, din păcate nu și cele din aplicații. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share și poate un subscribe dacă sunteți noi. Până data viitoare, aveți Está de fumaça.